În premieră pentru România, guvernul a cerut președintelui convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a acorda un aviz necesar rectificării bugetare. Dacă nu avem clar un răspuns din partea CSAP-ului, secretarul CSAP, pentru un astfel de aviz, vom solicita convocarea acestei autorități la nivel de guvern. Este legea care spune foarte clar că o treime, dacă face astfel de solicitare, trebuie convocată. Teodorovici a mai declarat că, indiferent dacă executivul va primi sau nu avizul CSAT, rectificarea bugetară va fi votată săptămâna viitoare în guvern. România a rămas fără bani pentru plata salariilor în sistemul bugetar, iar guvernul a ajuns în indisponibilitate de a plăti contribuția României la Uniunea Europeană. Mai mult, și pesta porcină africană încurcă bugetul pentru că e nevoie de noi resurse pentru combaterea bolii, se arată în scrisoarea trimisă de executiv președintelui Iohannis. Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat ieri că scrisoarea de convocare a CSAT a ajuns deja la Cotroceni. Iohannis nu lasă nimic fără să blocheze. Acum blochează rectificarea bugetară. De ce? Pentru ca unii să cheltuie în continuare banii pe care nu i-au cheltuit. Eu nu cred că mai trebuie să fie această procedură. Rectificarea vizată de CSAT, deciziile ministerelor, totul trebuie să treacă prin CSAT. Nu se mai poate continua așa. O serie de miniștri au semnat pentru convocarea CSAT. Practic au convocat deja Consiliul, a declarat Liviu Dragnea. Administrația prezidențială a transmis între timp că în momentul de față sunt așteptate acordurile tuturor membrilor CSAT pentru ca propunerea de rectificare bugetară să primească avizul. Atât Liviu Dragnea cât și Eugen Teodorovici consideră că această încetinire a procesului de avizare ține de faptul că în urma rectificării bugetul administrației prezidențiale ar urma să fie redus cu 11,1 milioane de lei. Până acum doar 4 din cei 10 miniștri ai cabinetului Dăncilă au semnat solicitarea de convocare a CSAT. Aceștia sunt Carmen Dan, ministru de interne, Mihai Fifor, ministrul apărării naționale, Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice și Dănuț Andrușcă, ministrul economiei.